niciodată. Deci șansele să-l obții sunt cam de 0,1%. Da? Pentru că și ăia știu că tu vii dintr-o țară UE, că totul e un fleac, că n-avea nicio condamnare definitivă în luna februarie sau martie. Pe ce te bazezi? Cum demonstrezi tu cu probe treaba asta? Poți să faci câte interviuri vrei. Pentru ce te-ai dus, bă, Ștucane, acolo? Ca să-ți cer scuze că vrei să faci un interviu, de asta te-ai dus? Pe asta trebuia să o întreb pe doamna Udrea în primul moment. Doamna Udrea, explicați-mi și mie, dacă puteți chiar arătați-mi. Care sunt probele? Probabil că le aveai și tu în copie, nu? Le țineai și tu undeva la dosar. Aveai și tu acasă o mapă măcar. Care sunt probele? Că ne interesează să știm. Cum i-ați păcălit pe ăștia? Că noastră ați trăit în puf în România. Cum i-ați păcălit să vă dea dreptul de a zi? Deci niște minciuni colosale. Atenție! Statul român, până la această luare de poziție și asta, cum si, cum sa, lui Tudorel Toader, nu s-a preocupat absolut deloc, măcar la modul public. Poate că între ei așa și-au fi pus întrebări. Dar n-a răzbătut către noi, nici de la Cotroceni, nici de la Palatul Victoria. Ați uitat pe doamna Dăncilă preocupată de așa ceva? Pe domnul Dragnea preocupat de așa ceva? Păi vă vine și vouă rândul la un moment dat. Sau rudelor voastre, sau anturajului vostru, la astfel de probleme. Astea sunt dilemele societății de astăzi. Ce facem când ajungem cu cuțitul legii în jurul gâtului sau cu lațul legii în jurul gâtului? Recurgem la astfel de... Și atunci e bine să știm ce e de făcut. Acum când și-au dat seama de ridicolul situației oamenii ăștia, au început și ei să vină cu niște minime precizări. Astea trebuie făcute din capul locului. Cum să fii jurnalist când tu ocolești chestiunea asta? Sau orice altcineva. Da? Orice alt tip de cetățean. Pentru asta mă interesa în tot cazul ăsta. Cum ai putut să obții așa ceva? Când este imposibil. Deci n-ai cum să obții într-o țară de tipul ăsta absolut nimic decât o prelungire a dreptului de ședere. Noi de asta v-am venit cu lista aia. Posibilitatea de a te duce în altă țară. În Costa Rica, să zicem. Nu aveam Costa Rica special. Dai 1 milion de euro, să zicem. Da? Evident că dacă ai 1 milion de euro și ești solvabil și demonstrezi că ai banii ăștia și spui vreau să investesc, ei, se vă prelungesc ea cu 6 luni viza în loc de 3 luni. Deci, 3 luni ea poate fi prelungită, așa scrie. Da? Poate să fie prelungită la cerere. Nu o să ți-o prelungească cu 15 ani. Dar ți-o prelungește cu 6 luni. Da? Sau cu un an, cum să laudă anturajul Eleneu. Dar ți-o poate prelungi și cu un an. După care mai vezi tu ce faci. Când se va termina anul ăsta, o să fim foarte atenți. Să termină în aprilie 2019. Da? Dacă nu cumva chiar în martie 2019, se termină această stare de grație. Să vedem atunci ce se întâmplă. Dacă o prelungesc sau nu. Da, o să revenim și cu alte amănunte ca să nu vorbim iarăși numai despre această chestiune. România este pe primul loc, în sfârșit, nu mai zice că suntem numai pe ultimul loc. Iată, suntem pe primul loc în ceea ce privește numărul investigațiilor vizând fraude cu fonduri europene finalizate, dar din păcate era exact pe invers. Asta e. Deci vestea nu e chiar așa de bună. Suntem pe primul loc, da, la investigație de fraude, adică tot ultimii. Conform unui raport al Oficiului European de Luptă Antifraudă. Și sigur, cazul Tel Drum, fără ca el să fie nominalizat direct, este trecut acolo, adică include referiri și la el. Vorba de ăștia de la Olaf. Așa spune, de exemplu, Călin Popescu Tăricianu, care păstorește oarecum această țară și că acum nu prea așa da cu părerea ultimele 2 zile, o fi răgușit apropo de Curtea Constituțională. Ei, cum interpretează termenul ăștia? Și ăștia sunt niște hoți toți? Sau să mai tacă Olaf, domnul Tăricianu, să ne mai lase un pic în pace, să furăm noi mai departe, cum știm noi să furăm. Da? Și astea sunt tot... de la Voiculescu și de la Gâdea. Da? Asta cu fraudele. Până la urmă, nu ăștia sunt oamenii pe care îi susțineați voi? Păi ei conduc România. Cine fraudează acum? Tot regimul Băsescu? Ah, bă, tâmpiți erați, bă. Da, păcat că n-aveam lege. Deci toți trebuia să intrați, bă, la pușcărie. Primul rând că n-ați argumentat cu nimic. Uite că regimul Băsescu a trecut. Nouă ni s-a spus că erau naziști. Erau fasciști. Am trecut fasciștii și naziștii. Suntem ca Germania interbelică acum. În 1930 nu era Hitler la putere în Germania, da? Așa e. Ok. E, așa suntem și noi acum. Deci în perioada dintre cele două mari dictaturi, să spunem,
Care cele două mari? Dictatura băsiscă și dictatura care va să vină. Nu știm. Dar va să vină una, nu? Când o să ajungă, de exemplu, Liviu Dragnea, președinte. Ei bine, nu e la fel și acum? Nu suntem iarăși codași? Nu suntem cei mai mari hoți? Uite aici spune că suntem cei mai mari hoți. Păi voi ne spuneați că Băsescu ne-a furat cu pensiile și cu salariile. Păi și acum astea sunt toți statisticile epocii Băsescu. Vedeți că nu e așa? Și ați indus și atunci în eroare că se tot vorbește de lumea fake news-ului. Păi și alea ce erau? Ați îndobitocit toată națiunea numai cu termenii ăștia. Regimul, băsiți, băsiștii, de ziceau că ăia sunt oamenii lui Hitler. Aveau, mă, nicio treabă. Da? Poate că voi știați, în esență, dar asta vă face, vă condamnă și mai tare. Dacă nu știați, atunci erați doar proști. Dar ei nu erau de capul lor. Ei erau tot la dispoziția europenilor, așa cum sunt și ăștia care conduc acum. Și când nu-și fac treaba, ăia te trag un pic de urechi. Sigur că tu poți să-i nesocotești. Ea nu o să intre cu tancurile peste tine. Dar știți cum e? E ca la școală. Află părinții. Uite, noi suntem părinții în cazul ăsta. Și aflăm lucrurile astea. Degeaba voi încerca să le ascundeți. Să aud, nu mai e ca pe vremea lui Adrian Năstase, când presa nu reușea să transpună și să aducă spre cetățean ce ar fi trebuit acesta să audă. Asta se aude, că nu vă faceți teme. Așa că degeaba continuați să susțineți porcăriile astea, că până la urmă, uite, e la îndemâna oricui. Sigur că nu ești obligat, uite, telespectatorul RTV. El nu este obligat niciodată. În adevărat, nu poți să dai o lege împotriva prostiei. Da? El nu este obligat niciodată să se informeze corect sau să citească ceea ce trebuie. Dar dacă la un moment dat și-ar dori, poate că la un moment dat va ieși din transa aia. Dar să uita numai acolo unde este mințit. Cine știe? Poate ca filmele alea științifico-fantastice, la un moment dat va ieși, își va reveni. Și atunci va apuca în mână un document din ăsta într-o zi liniștită, când nu va avea nimic de făcut, și își va da seama că l-ați mințit zeci de ani și o să vă dea în judecată. O să ajungeți ca pe vremea lui Dinică, în cel mai iubit dintre pământeni. Când o să... Păi dacă voi, intelectualii, bă, Victore, nu faceți nimic, ce să facă, mă, în Paștele, măsi? Voi, intelectualii, haideți, mă! Așa și aici. Și o să ajungem să ne dăm seama cum am fost păcăliți. Domnilor, avem aici o chestiune pe care trebuie să o supunem atenției, pentru că ea este foarte aproape de cazul Ghiță pe care l-am tot pomenit. O vacă gestantă din Bulgaria a fost condamnată la moarte din cauza unei legi europene, deci nu suntem în Nicaragua, suntem în Uniunea Europeană, o vacă bulgărească, da? A trecut pe teritoriul Serbiei, pentru că cele două țări sunt vecine, 20 de kilometri a intrat pe teritoriul Serbiei, țară care nu face parte din Uniunea Europeană, fără să fie văzută de grădiceri. Poate că bulgarii dormeau la ora respectivă. A fost găzduită de un fermier sârb, ca în marile legende astece sau incașe. Ăsta a identificat-o după crotalie și a înapoiat-o proprietarului ei. Un bulgar, pe numele lui Ivan Haralampiev, din Copilovță. E bine, bărbatul riscă să rămână fără vacă pe care o cheamă Penca, întrucât animalul a depășit granița Uniunii Europene și consecința urmează să fie sacrificat din rațiuni sanitare. Sigur, legea este absurdă. Birocrația însă ne împinge să o respectăm. Haralampiev a obținut un certificat din Serbia care atestă că vaca este sănătoasă, dar autoritățile bulgare sunt nevoite să aplice normele europene. Dacă vaca fugea în România, ea n-avea pentru ce să fugă. Și iarba e mai bună la sârb decât la noi. Dar să zicem că vaca ar fi fost manipulată. Și venea în România ca proasta, ca vaca. E, nu pățea nimic. Întrucât noi suntem țară UE, vorba vine. Dar fiind țară UE în scripte, se uitau și ăia acolo, căutau, nu găseau. Mai căutau odată. Până la urmă dădeau de România, zicea, UE. Ok, nu sacrificăm. Serbia, nefiind membra Uniunii Europene, trebuie să-i taie vaca omului nostru. Cazul vacii din Copilovță a ajuns până la Bruxelles. Cum sună Copilovță și cum sună Bruxelles? Primind susținere din partea unor oficiali, că e așa sunt. Sunt înnebuniți cu toate lucrurile de tipul ăsta, ca să o ia și mai mult razna, să pară lumea și mai ridicolă, evident. Vaca, în momentul de față, mulțumim de întrebare, se află în carantină în Bulgaria, unde își așteaptă sfârșitul.
Da? Autoritățile așteaptă rezultatele analizelor, care sunt o formalitate, pentru că indiferent cum ies, vaca a călcat pe bec, ea nu avea voie să treacă clandestin frontiera non-UE. E bine, o petiție de clemență pentru animal a fost semnată de peste 16.000 de persoane pe un site, change.org, inițiatorul ei propunându-și să strângă cel puțin 25.000 de semnături. Și dacă puteți să intrați acolo să semnați pentru Penca, mă întorc la cazul Ghiță. Ce s-ar fi întâmplat, domnul Toader, dacă Sebastian Ghiță, că el a trecut prin Bulgaria, vă reamintesc, întâi în Bulgaria a fugit, după aia a ajuns în Serbia, da? Ce s-a întâmplat dacă, de exemplu, ar fi avut un alt traseu? Sau, așa, trecând din Bulgaria în Serbia, nu cumva trebuie condamnat și el la moarte? N-are traseu? Adică dacă pentru vacă se admite, pentru Sebastian Ghiță, nu? Păi, nu e discriminatoriu? N-ar trebui toate asociațiile astea, om, animal, animal, om, la drepturi, da? Până la urmă să intervină și să soluționeze cazul, că e mai grav, iată, decât pare, nu e o glumă. Deci Sebastian Ghiță are traseul vacii. În această situație, poate că trebuie vorbit cu sârbii așa. Ei cunosc acest caz, bineînțeles, pentru că au fost imediat sesizați de autoritățile bulgare. Ați văzut că nu s-a ajuns la un conflict între Belgrad și Sofia ca pe vremuri în politică. Până la urmă s-au înțeles cei doi tovarăși, probabil cu firul roșu. Știți cum e, când sunt de la Sofia la Belgrad, întâi răspunde la Moscova. Și de la Moscova îți formează, bineînțeles, spre Belgrad. Și în timp ce vorbești, sau de Moscova. Vorbiți, sigur, da, puteți vorbi în continuare, da? Este ca pe vremuri cu centralista. Pe domnul Toader, poate că ar trebui să vorbiți cu sârbii cum au vorbit cu bulgarii. Sau cum au vorbit bulgarii cu ei. E o chestiune aici de rezolvat, că uite că bulgarii și-au adus vaca în dărât. Chiar dacă pentru sacrificare. Păi să-l aduce și noi, pe ăsta îl cheamă Ghiță. A, n-are nume de vacă, are nume de porc. Mă scuzați, da? Nu-i mare diferență. Noi, ei cu vaca, noi cu porcul. Trebuie să-l aducem și noi acasă, să vedem ce spune Bruxelles-ul în condițiile astea, că a trecut clandestin. Ăsta chiar a trecut clandestin. Și nu o frontieră, ci două, ca la tata. Vedeți cum stau lucrurile în societate? Și ce aproape de ridicol suntem noi ca țară, mult mai repede decât ne imaginam? Păi e suficient să te întorci un pic în jurul axului și îți dai seama ce ridicol ești. Publicitate și revenim. României literare cu Nicolae Breban pe prima pagină. Iată-l. Apucăm să-l vedem și cu manifestul Ruxandrei Cesereanu, amica noastră care ne trimite acest volum, scrisoare către un prieten și înapoi către țară, din care îmi permit să citesc câteva versuri în loc de revista presei, cu să vedeți că sunt mai actuale decât toate ziarele care vor mai apărea la noi. Șoptește-mi pe chat cum mai ești, în timp ce țara se duce de râpă. Îți amintești cum Dumnezeul întreabă pe Hristos într-una din evangheliile imposibile dacă i-a vestit pe cei adormiți? Țara e ca o jupuitură acum, iar dincolo de piele nu se mai vede carnea, ci un drapel găurit care miroase a vechi și bătrân. Tu ești captiv în oasele tale craniene, iar țara stă lângă noi ca un cățel părăsit. Depresia personală și depresia de țară sunt niște azilante pe o bancă, în poarta casei, sub un cireș jerpelit, în vreme ce pe drum trec camioane și autobuze prăfuite, pe geamurile lor un copil călător a scris cu arătătorul: mami, te iubesc, tati, îmi e dor de tine. Bun, ne e dor și nouă de vizitele prințului Charles, iată-l, album regal de colecție rară cu flora Transilvaniei, el trebuie să fie, alteța sa regală, prințul Charles, care a militat pentru înregistrarea plantelor rare din Transilvania, printre altele. În adevărul de weekend, ultimul român care a văzut tezaurul dus la Moscova, omorât la Sighet, Alexandru Lepădatu, 1950, data de deces, medic, opriți aceste crime, vaccinați-vă copii. Și Ion Cristoiu, de la nomenclatura din comunism la cleptocratura din post-decembrism. Dar asta e lecție de dicție, tovarășul Cristoiu. În Național, nu? General SPP prins la furat în guvern, iată pe prima pagină,
și câteva reviste extrem de bine colorate, departe de Hollywood, Penelope Cruz și Javier Bardem, nedespărțiți, revista Ioana, despre Dubai, orașul construcțiilor futuriste, dar și despre măștile cu cireșe, de data asta nu cu castraveți, cum eram noi obișnuiți, dar să nu uităm Newsweek, că după aia zice Sabin Orcan că avem ceva cu el. Who's your daddy? Iată-l pe tăticul nostru al tuturor. Da, tăticul este, precizăm, cel pe roșu. Newsweek așadar apare. National Geographic, marea de plastic, marea problemă, de altfel, a momentului de față cu mediul, care este năpădit de tot ce înseamnă plastic. Vârful icebergului, că de nesubt e și mai rău. Ok, publicitate și ne întoarcem cu Dan Bârhan.